De duminica trecută am intrat în acest sector al Fiului. Sunt numai puțin de șase articole cu privire la Fiul lui Dumnezeu. Noi le-am comasat în patru mesaje pe care le vom avea. Dacă vă mai aduceți aminte, săptămâna trecută, în mod clar, răspicat, a fost declarată Dumnezeirea sau Divinitatea Fiului lui Dumnezeu în formularea deja clasică Adolf von Harnack, un erudit al istoriei dogmei enunța în felul următor: Divinul care a apărut pe pământ și l-a reunit pe om cu Dumnezeu este el identic cu ființa divină, prea înaltă, care conduce cerul și pământul? Sau este același semidivin? Observați miza, tăișul acestui articol pe care l-am parcurs săptămâna trecută. Și dacă simți că îți taie răsuflarea, ce te faci că articolul de azi pretinde că același fiu este identic cu tine și cu mine. Trecerea abruptă de la Dumnezeu Fiul la omul Iisus Hristos ne creează până la urmă o liniște și mai mare prin această asociere stranie imposibilă. Omul Iisus din Nazaret, și Dumnezeul care a creat cerurile și pământul, oare locuiesc la aceeași adresă? Chiar au același domiciliu? Sau să fie vorba de vreo greșeală? Cu această pregătire intrăm în articolul care ne stă înainte azi. Care, pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Sunt patru traiectorii pe care acest articol le taie pentru noi astăzi și ne invită să privim la direcțiile care ne vor arunca în mesajul care ne stă înainte celul explicit din veșnicie cu care fiul vine înspre noi. În al doilea rând, smerenia ființei supreme, chenoza divină, cum o numesc teologii. În al treilea rând este vorba de asumarea miraculoasă și integrală a umanului prin această lucrare absolut incredibilă, Duhul Sfânt și receptivitatea unei femei, Maria, și, nu în ultimul rând, împlinirea umanului și a umanității noastre. Întregul mesaj de astăzi poate fi încapsulat într-o singură idee pe care aș vrea să o vedem și să o auzim. Dumnezeu a devenit om pentru ca noi să putem deveni oameni. Dacă ai urmărit cu atenție, articolul începe și se încheie cu aceeași idee, care pentru noi oamenii s-a făcut om. O nepoțică întrebată în contextul sărbătorilor, ce și-ar dori de la Domnul Isus, fără să ezite a răspuns. Un pupic și o Până și un copil de câțiva ani știe că lucrarea Domnului Iisus Hristos pentru a putea fi acceptată în inimile noastre trebuie să fie tangibilă, reală. Acesta este mesajul nedesmințit al întrupării Fiului Lui Dumnezeu. Un Dumnezeu cu noi, în noi și pentru noi, spune Scriptura. Dar oare ce să însemne lucrul acesta pentru Mădălina, o fată internată la spitalul Marie Curie de vreo 9 luni, se uită prin geamul care o separă de copiii care pleacă acasă, ea nu pleacă. Agățată de o instalație, stă lista cu ce își dorește să facă când o să plece să fac călărie, să merg la munte, să mă joc cu copii, să merg la dansuri în continuare. Cuvintele unei fete de clasa A8 a opta, diagnosticată cu cancer la ficat. Oare ce anume i-ai putea spune unei astfel de ființe? Observați, exemplul decupat din viață deopotrivă cu divinitatea Fiului și cu înomenirea sa, ne expune unui adevărat scandal. Și primul scandal pe care îl întâlnim în articolul de astăzi este scandalul întrupării sau al reședinței Fiului printre noi. Cu ce schimbă, până la urmă, această destinație, această reședință? Ca să ne lămurim cu privire la asta, e suficient să citim un text din întâia scrisoare a lui Ioan, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 6. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu. Căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice Duh care mărturisește că Isus a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice Duh care nu mărturisește pe Hristos nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea ascultă noi, însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu cunoaște pe Dumnezeu nu ne ascultă. Iată, Duhul Adevărului și Duhul Rătăcirii. Nu se poate să nu simți acel tăiș. Acea departajare care există până și în comunitate, pe care Apostolul este nevoit să o realizeze, să o aducă în atenția noastră. Duhului Anticrist, Duhului Dumnezeu, mesajul contradictoriu, polarizarea, așezarea categorică în fața articolului de credință în care Hristos a venit în trup. Și oricine nu-l mărturisește pe Isus Hristos, această precizie și această colaterală ne încadrează și ne ajută să înțelegem importanța mărturisirii lui Iisus Hristos în viața de zi cu zi. S-ar putea să trăiești un adevărat șoc când citești aceste cuvinte, gândindu-te, cum, Doamne, iartă-mă să negi ceva atât de evident pentru noi. Nu cred că avem vreo problemă în a accepta în omenirea Fiului Lui Dumnezeu. Dacă scandalul acceptării dumnezeirii Lui printre evrei Urmează, iată, în episodul de astăzi, scandalul acceptării umanității sale în lumea greco-romană sau în lumea păgână. Dacă el a fost Dumnezeu, atunci nu mai poate fi om. Și dacă a fost om, nu are cum să fie Dumnezeu. Pare logica imbatabilă în fața căreia suntem obligați să discutăm. Una dintre primele erezii care a testat sistemul imunitar al bisericii din vremea aceea este cea cunoscută sub numele de docetism, de la docheo, apariție, în care prezența lui Isus Hristos a fost înțeleasă datorită acestui impediment la nivel cultural ca o apariție fantomatică. Acceptarea celor două realități, Dumnezeu Fiul și omul Isus Hristos, era atât de revoltătoare pentru gândirea vremii, încât nu puteau coexista împreună. Pur și simplu se excludeau reciproc. Adevărul acesta era atât de adânc, înrădăcinat în mentalul colectiv, încât erai obligat fie să o alegi pe una, fie pe cealaltă. Schema neoplatonică a gândirii grecești era următoarea. Sufletul este diferit de corp. Corpul este temnița Sufletului. 3. Corpul murdărește Sufletul. Și 4. Preocuparea fundamentală a Sufletului este să, menți să se mențină curat de corp sau să inventeze purificări pentru a elimina murdăria pe care Corpul a indus-o. S-ar putea să zici, bine, bine, dar ce să fac eu cu schema asta neoplatonică? Păi uite ce să faci. Trupul, observ, e separat de suflet. Cele două entități sunt în război. Sufletul e superior, trupul e inferior. Înseamnă că nu contează. Ceea ce e o mare păcăleală, pentru că Mântuitorul ne spunea căci din inima omului ies gândurile rele, desfrânările și toate faptele de rușină. Pe de altă parte, faptul că Dumnezeu ne-a dăruit un trup prin creație și faptul că el la momentul crucial din istorie alege să coboare asumând în totalitate umanitatea noastră, e asta ar trebui să transmită un mesaj răspicat de integrare a celor două realități, de unitate, armonie și un mesaj nedesmințit că avem de-a face cu o singură entitate psihosomatică. Așa ar trebui să privim și asta ne va ajuta să dăm de capăt problemelor noastre cu care ne confruntăm. Un studiu de cas foarte interesant se găsește în 1 Corinteni, capitolul 6, de la 12 la 15. Aș vrea să fiți atenți la câteva detalii. E un text care și mie mi-a pus probleme de multe ori Uitați despre ce vorba. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Puneți ghilimele. E ceea ce spuneau corintenii. Pavel, dar nu toate îmi sunt de folos. Din nou, ghilimele, toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Pavel, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Din nou, corintenii, mâncărurile sunt pentru stomac, stomacul este pentru mâncare, și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte, spuneau corintenii. Și din nou conjuncție adversativă. Dar trupul nu este pentru desfrâu, ci pentru Domnul. Iar Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi, lui, voi lua eu mădularea lui Hristos și voi face din ele mădularele unei prostituate nici de cum. Mi a fost foarte greu să înțeleg aceste cuvinte, până am înțeles că este vorba de niște sloganuri ale celor din Corint, pe care pavelea și dă de pământ cu ele le face țândări. Hristos ne-a făcut liberi, adevărat. Ăsta era mesajul Evangheliei pe care fiecare dintre noi l-am auzit la vremea potrivită. Și observați, prin faptul că se repetă, arată cât de important era pentru mentalul celor din biserică. Mai departe, ceea ce mâncăm și ceea ce facem în trup nu contează. Așa cum mâncarea nu afectează realitatea împărăției din noi, nici, hopa, imoralitatea nu ne poate altera în vreun fel. Și aici apare baiul, fisura, în argumentul lor. Așa înțelegi trecerea de la mâncare la ceea ce spune Pavel cu privire la imoralitate. Ceea ce facem în trup nu, afle, nu afectează sufletul. Serios. Și Pavel zice, stop! Trupul are un viitor în împărăția lui Dumnezeu. Învierea lui Hristos nu e așa o fluturare în atenția noastră un mic spectacol pe care îl face pentru câteva zile pe pământ, ci este o nouă realitate, dacă vreți, o nouă ordine cosmică pe care Hristos o introduce în istorie prin ceea ce se întâmplă. Cu siguranță că nu știi ce înseamnă negarea și împietrirea, spunea cineva, decât atunci când ai de-a face cu justificările imoralității, când stai de vorbă cu cineva. Observi, a fi creștin, până la urmă, de multe ori înseamnă să mergi contra curentului și ăsta e lucru cel mai greu pe care eu îl detectez în text. În or, cultura în care trăim, în care notăm, în care conviețuim de generații, ne împiedică să sesizăm acele premise universal acceptate cu care operează oamenii. Marea problemă este că lucrurile despre care vorbesc sunt cel mai greu de reperat și de schimbat în viața noastră. Ți se pare absolut firesc, absolut normal ceea ce se întâmplă și e foarte greu să îți chestionezi premisele cu care operezi. Lucrul ăsta e atât de important încât din punctul meu de vedere ne până și lectura Scripturii. Cineva spunea foarte frumos, tu vezi lumea nu așa cum e, ci așa cum ești tu. Este un mare adevăr care de fiecare dată mă alertează când citesc, și când interacționez cu realitatea și cu starea mea obi personală și subiectivă, care îmi impune un anumit filtru prin care citesc. Un exemplu foarte interesant este cel din Evanghelia după Marcu, la capitol 8. Hristos, prin acea vindecare a unui orb în două etape, îi aduce pe eugenici la o discuție, la un dialog. Cine zic oamenii că sunt eu? Petru, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, iluminat, așa cum spune Scriptura, recunoaște, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Însă lucru șocant, dacă recitești textul, Hristos în momentul acesta face o afirmație categorică hotărâtă. Le interzice categoric să spună cuiva despre El. După care, la versetul următor, îți creează tensiunea maximă și spune... Din momentul acela a început să le vorbească, să învețe că fiul omului va fi chinuit, schingiuit, tăgăduit, bătut până la sânge și în momentul acela Petru intervine și îl ia deoparte varianta prietenoasă, elegantă. Hei, să te ferească Dumnezeu să nu ți se întâmple așa ceva. Uneori avem impresia că e un joc dramatic în care Hristos îl aduce înapoi și vrea să creeze o senzație, o emoție în rândul ucenicilor. Nici vorbă. E vorba de un duel interior, intelectual, spiritual, în adevăratul sens al cuvântului. Înapoia mea satano. Pentru că voia lui Dumnezeu nu-i voia oamenilor, pentru că lucrurile lui Dumnezeu nu sunt lucrurile oamenilor, și pentru că părerile oamenilor nu coincid întotdeauna cu părerea lui Dumnezeu. Unde era problema? Mesia pe care ei îl aveau în cap, ucenicii, împreună cu tot poporul, aduceți-vă aminte de cei doi spre Maus, noi credeam că el este acela. Un concept viciat de ideea revoluționară politică, nici de cum cea în care cu toții suntem în nevoie disperată de salvare. Ce relevanță ar avea acel Hristos față de acea fetiță care suferă de cancer, față de oamenii care mor în războiul din Ucraina, față de cei care trăiesc zbuciumul acestei realități cotidiene. Observați cât de greu ne vine. Folosim același cuvânt, Iisus, Dumnezeu, mântuire, și exact asta e provocarea imensă. Ce înțelegem noi prin asta? Oare suntem siguri că putem pune semnul egal între ceea ce crede Dumnezeu și ceea ce credem noi? Între ceea ce zice Dumnezeu și ceea ce zicem noi? Dacă pentru un păgân, divinul și umanul însemna o combinație inacceptabilă, pentru un evreu era una imposibilă. Gândiți-vă doar la stigmatul pe care Hristos a trebuit să-l poarte. Și apare detaliul acesta la anul 85, când este scris Evanghelia după Ioan, în capitolul 8 cu 41. Hei, noi nu suntem copii născuți din curvie. Oare tu ce poți spune despre lucrul acesta? Observați cât de obraznică este replica aceasta după zeci de ani de la venirea Mântuitorului în lumea noastră, de la răstignirea și învierea sa miraculoasă din morți. Inclusiv genealogia din Matei îți creează un disconfort imens, în primul rând pentru că femeile n-aveau ce căuta într-o genealogie, după standardele vremii, patru femei care ne surprind, trei dintre ele, cu un trecut moral îndoielnic. Tamar, Rahav, Rut, e singura care scapă de acest stigmat și bat -șeba. Observați? Scandalul întrupării, atât de mult îmi place această naturalețe. Autorul nu, nu vrea să mascheze, să îmbrobodească cumva realitatea. Pur și simplu recunoaște și spune, hei, uitați-vă în istoria poporului Dumnezeu, la intervenția scandaloasă a lui Dumnezeu, pe care n-ai înțeles-o atunci când s-a întâmplat. Și poate că vei avea tăria de caracter într-o bună zi. Să accepti realitatea întrupării. Mai mult, omenia lui. Și umanitatea e curată, nealterată. Ne-ar scandaliza pe mulți astăzi. Era Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Dar contemporanii evrei, când se uitau la el, zicea, pare rău, e prea lumesc. Acest preomenesc nu ne convine. Iată, un om încăcioș și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Știu că poți crea o dispută pe tema asta. Asta vedeau contemporanii când se uitau la Hristos, când se uitau la un botezător, vedeau un ascet. Mă așteptam în cel care întemeiază creștinul să fie exact pe dos. Poftim, ce zici de asta? Îți cam dă peste cap spiritualitatea, nu crezi? Doamne, pe mulți cred că i-ar scandaliza Hristos și azi. Pentru mulți nu cred că ar fi foarte spiritual. Atanasie, unul dintre părinții bisericii care a furnizat două argumente zdrobitoare în favoarea divinității lui Isus Hristos, poate a adus cele mai simple și clare argumente cu privire la toată logica divinității Fiului. Și el spunea: Dacă Isus Hristos n-a fost Dumnezeu, Biserica se face vinovată de idolatrie timp de trei secole, fiindcă el a fost venerat, închinat, adorat în biserici, în închinarea Sfinților. Al doilea argument, la fel de valoros, dacă Isus nu este Dumnezeu, noi nu avem nicio șansă dacă această ființă n-a fost Dumnezeu și om 100%, noi nu putem fi liniștiți și sigur în ce privește mântuirea noastră. Este incredibil cum se pliază articolul despre divinitate cu cel despre înomenire. Un text care îmi răsună în inimă de cele mai multe ori involuntar, Asta ca să învățați să lăsați anumite texte, să își urmeze parcursul. Puterea formatoare a Scripturii nu vine dintr-o simplă întâlnire, ai citit text, ai venit la grup, ai venit la biserică, ceva ți-a vorbit, ci prin capacitatea acelor cuvinte de a prinde viața și de a te urmări și de a-ți modela traiectoria. La finalul epistolei, Ioan încheie cu câteva convingeri. Ar merita memorate, dar una dintre ele de care nu pot scăpa, îi penultimul verset din scrisoare spune: Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe cel ce este adevărat. Și noi suntem în cel ce este adevărat. Virgulă, El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Adică Isus Hristos. Despre El vorbesc. Nu avem problemă. A venit, ne-a dat pricepere, dar trecerea asta parcă este una copleșitoare. Valența asta mistică în care dintr-o dată după venirea lui Hristos Faptul că ne dă pricepere să îl cunoaștem, să ajungem la Dumnezeu Să avem siguranța interioară palpabilă a cunoașterii lui Dice, hei, suntem în Dumnezeu. Întoarceți-vă la primul mesaj despre Sfânta Trăime, despre interacțiunea asta personală a lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Cum ar trebui noi să ne simțim? Cum ar trebui să trăim din această realitate? Și în felul acesta voi face trecerea spre partea aplicativă. Care să fie implicațiile și aplicațiile unei asemenea convingeri? Ce ar trebui să se schimbe în viața noastră când accepti o asemenea realitate? Iată, ne schimbă din temelii mentalitatea asupra spiritualității. Benedictine are o vorbă formidabilă. Dacă nu e spiritual, acolo unde ești și așa cum ești. Nu trebuie să te sforțezi, ci așa cum ești, nu ești spiritual deloc. Fie că e vorba de biserică, fie că ești la muncă, fie că înveți pentru examen, fie că te pregătești de culcare. Ei, asta ne lipsește nouă. Orizontul ăsta în spiritualitate, pe care îl aduce în omenirea Fiului Lui Dumnezeu. Vă întreb, de ce avem noi tendința să supralicităm viața monahală? În context ortodox, dacă stai de vorbă cu oameni, întotdeauna călugării au un statut aparte. Tot respectul pentru oamenii care au chemare din partea lui Dumnezeu pentru așa ceva. Dar de ce denigrez partea cealaltă? Eu nu cred că există un laborator mai prielnic pentru formarea caracterului cum e familia. Și observați, toate astea ne vin din concepția pe care o avem cu privire la spiritualitate. Îmi vine foarte greu să înțeleg tendința de a secționa ziua de duminică, de restul zilelor. Cum adică? Deci închinarea înaintea lui Dumnezeu, Duminică e ceva, restul săptămânii, altceva. Mersul la biserică, de muncă, religiosul de cotidian, rugăciunea de recreere, și-aș merge într-una și mai șocantă, diferența dintre mâncare și post. Nu îs, o să vă surprindă ce vă spun, la fel de spirituale, când ești în mulțumire și simți savoarea în bucături, ca să vedeți cum ne influențează anumite lucruri, unul dintre profesori ne spunea la un moment dat, niciodată când te rogi înainte de mâncare, să nu te rogi cu nasul peste farfurie, că simți mirosul ăla și gata, ai luat-o o raznă. Ba, te ajută, că te rogi cel puțin mai scurt. Dar la mine, am acceptat ideea asta, m-am trezit cu ea câțiva ani de zi și am zis, bă, nu se poate. Pe mine mă ajută exact reversul. Sentimentul meu de recunoștință îi proporțional cu simțurile pe care Dumnezeu mi le-a redat după COVID. Când simți gustul la mâncare, când simți savoarea, ce e în bucuria că Dumnezeu te-a înzestrat cu aceste capacități? Apoi, normal, trebuie să pui deoparte lucrurile astea ca să te poți pregăti pentru Paște, pentru Patim, pentru... Nu poți în huruiala și în zăpăceala asta zilnică fără să te repliezi, să te retragi, să stai cu gândurile tale, să îți impui în trupul tău o anumită pregătire, o anumită anticipație pentru patimile și învierea Mântuitorului. Nu o să uit la o conferință care s-a ținut în în Polonia, Ellis Potter a avut un seminar pe tema spiritualității comprehensive. Și el definea spiritualitatea nu altcum decât în felul acesta, să fii totalmente real în creativitate, bun simț, compasiune, judecată și ținută morală. Atât de mult îmi place invitația pe care Hristos ne-o îmbie când vine vorba de spiritualitate. În al doilea rând, îți reconfigurează înțelegerea cu privire la închinare. Pentru mine, după ceea ce spune Hristos în Evanghelia după Ioan capitolul 4, închinarea în duș și adevăr, există o altă afirmație a apostolului Pavel în Roman capitolul 12, ușa turnantă dinspre Evanghelie, înspre viața bisericii. Putea să le spună, vă poruncesc că apostol al lui Hristos am autoritatea asta, l-am întâlnit pe drumul Damascului. Însă zice, nu, nu de data asta. Miza îi prea mare. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea, în original este un plural, dovezile nenumărate ale îndurării lui Dumnezeu, să, să aduceți trupul vostru ca o jerfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Asta va fi din partea voastră o închinare adecvată rezonabilă. care implicația? Ori unde te afli în trup, ar trebui să fii în închinare. Nu știu dacă a realizat șocul pe care îl creează Pavel într-o cultură focalizată pe clădiri, temple, situri sacre pe care oamenii le adorau și uneori se mai întâmplă și în zilele noastre, confuzia de a limita la trupa de închinare, la anumite piese care se cântă? Nici vorbă. Pavel aici a, și îi pierdem efect, efectul uneori ofensator pe care Pavel îl aduce în închinare. Trupul în integralitate este o jertfă zilnică, indiferent ce faci, indiferent unde călătorești. Fie că lucrezi cu mâinile, fie că ții copilul în brațe, îl alăptezi, mergi la pescuit, ieși la volan, la biserică, în altă parte, în Corinteni 10 cu 31, reformulează acest lucru, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva și poți să pui ce vrei acolo, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să fie aceasta percepția noastră asupra închinării? Mai departe, ne oferă întruparea ca model al apropierii noastre de semen. Există o semânță de scandal în prologul Evangheliei după Ioan, pe care nu îl sesizăm. Dar dacă ne gândim, la un moment dat am avut revelația asta. Am zis, mă, Evanghelia e scrisă la anul 85, primele trei Evanghelii erau deja scrise de aproape 30 de ani. Circulau în biserici. Deja era autoritatea indiscutabilă. Și vine Ioan și zice, la început era cuvântul, adică logosul, care era un cuvânt de provenință păgână. Oamenii din cultura greco-romană reverberau Și ce înseamnă cuvântul? Cuvântul înseamnă dialog, respect, așezare, context De ce în Evanghelia după Ioan avem cele mai multe discursuri pe care Hristos le are Și sunt prezentate cu lux de amănunte cu anumite persoane Cu femeia de la Sihar, cu învățatul Nicodim și așa mai departe Observați, ne oferă o cu totul altă imagine, întruparea ca paradigma a evangelizării, a relaționării, că înainte de a-i spune despre Hristos, trebuie să ai răbdare ca omul să-și deschidă sufletul, să vorbească despre ceea ce îl frământă, despre ceea ce îl preocupă. Mai departe, te învață să te bucuri de lucrurile simple ale vieții. Este o piesă care mă emoționează de fiecare dată, Louis Armstrong, What a wonderful world. Un om care a trăit cele două războaie mondiale, marea recesiune economică, făcea parte dintr-o comunitate a oamenilor afroamericani care erau disprețuiți la vremea respectivă și omul acesta cântă, parcă e un înger, despre cerul albastru, despre bucuria unei fețe zâmbitoare, Observați, cel mai greu când te uiți la războiul din Ucraina, îi să vezi detaliile astea. Și unor supuzderie o în cotidian. Mă să știi să le poți aprecia. Și mi-i ciudă că uneori oamenii din afară le știu aprecia mai bine decât creștinii. Și greu de înțeles cu astfel de teologie în spate, cu divinul care coboară și devine uman, în integralitate, să pierzi o astfel de dimensiune. Mai departe, grija pentru corp nu-i un păcat, ci, bineînțeles, o responsabilitate. Însă, atenție, că în cultura asta a vizualului foarte, foarte mult putem fi foarte ușor obsedați de felul în care rătăm în detrimentul căutării, armonizării, pe care Hristos ne promite. Mai mult ne dezvăluie frumusețea paradoxală a viețuirii creștine. Știți care cred eu că e șocul receptivității pentru cineva din afară când vine vorba de Dumnezeu și de biserică? Când se uită la tine, zice, incredibil, seamănă ca mine, mi leit în felul în care se îmbracă, dar are ceva, nu-mi dau seama ce, are ceva, s-ar putea să aibă ceva ce eu nu am. Nu o să uit mărturia unui vorbitor de talie internațional, Lindsey Brown, un vorbitor din țara Galilor, care lucra foarte mult între studenți și când a murit, fica lui, părinții lui, după momentul acesta s-au întors la Dumnezeu. Și el era consternat, abia așteptat să treacă momentul de la înmormântare și a zis, cum de v hotărât acum? Și au zis, Fiule, v-am urmărit cu mare atenție. Realitatea ne dă de gol. Vorbește despre fiecare dintre noi, oricât de bine ne-am ascund în viață. Zice, dar bine, dar ce v-a luat atâta? Zice, mi greu să recunosc că voi aveți ceva ce eu nu am. Un om prosper care avea tot ceea ce își dorea în această lume, care s-a uitat la fiul lui, și a descoperit în tragedia cea mai mare că, de fapt, Dumnezeu aduce speranță și încurajare. Încă două aplicații demonstrează că viața răscumpărată și împlinită înseamnă a trăi în armonie cu Dumnezeu, cu tine și cu ceilalți. Asta e adevărata spiritualitate. Aici se verifică mântuirea pe care Dumnezeu o aduce în viețile și în sufletele noastre. Și nu în ultimul rând, în contextul smeririi Ființei Supreme. Smerenia nu mai reprezintă o înjosire. De multe ori e greu să facem anumite... Zice, nu, -i, nu i pentru să mă cobor eu. Coborârea asta e una salvatoare și pentru noi și și pentru cei de lângă noi. Însă scandalul întrupării este urmat de scandalul crucificării. Următorul articol, nu vreau să fur nimic din acest articol pe care îl vom studia duminica viitoare, însă el e pe rol și prin această, pentru a treia oară se repetă pentru noi, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, aș vrea să simți că îți crește pulsul când intri în articolul următor, că acest scandal al întrupării este dublat. Scandalul crucificării lui Isus Hristos. Dacă asumarea integrală a umanității lui Hristos reprezintă un scandal cât casa, atunci ce mai putem spune despre răstignire Nedreptatea strigătoare, sesizată de un păgân de Pilat, incapacitatea crasă de a se recunoaște Mântuitorul și de a-l atârna în bagiocură pe cruce, premeditarea din partea elitei religioase, nu păcătoșii notorii ci oamenii religioși l-au răstignit. Nebunia sacrificiului voluntar, cum să îți dai viața pentru astfel de oameni? Vă spun ce mă ajută pe mine să mă pregătesc pentru cine și pentru săptămâna mare. E faptul că îți niște contradicții pe care nu le pot înțelege. Și rămânând în zbaterea asta, Simt că Dumnezeu îmi prelucrează sufletul și îmi picură adevărul revelator și eliberator. Gestul inexplicabil al unui tată care își dă propriul fiu să-și facă voia cu el, poftim. Cum poți explica lucrurile astea? Și aceste două scandaluri sunt urmate de un al treilea. Scandalul indiferenței noastre. Cum poți să rămâi, spune nevrei, nepăsător față de o mântuire așa de mare. Ce scuză am putea noi invoca? Probabil se sizați că dacă ceea ce textul spune despre divinitatea și umanitatea lui Isus Hristos este adevărat, atunci responsabilitatea noastră este absolut colosală. După cum spune și Apostolul Pavel în 1 Timotei capitolul 2 cu versetul 5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul. Omul Isus Hristos. Dumnezeu a devenit om. Pentru că noi să putem deveni oameni. Doamne, cât mă irită lipsa de umanitate, umanitatea ștearsă a creștinului în contextul acestor realități, al crezului, al întrupării, al lucrării lui Dumnezeu. Iată ce înseamnă lucrul ăsta. Omenie, armonie, răscumpărare și împlinire. Ce poate fi mai frumos decât ca prezența lui în noi să opereze răscumpărarea și împlinirea umanității noastre. Merită să mai auzim încă o dată articolul de azi, care pentru noi, oamenii, și pentru o noastră mântuire, s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Din veșnicie s-a gândit la tine și la mine. Chenoza Golirea de sine a Ființei Supreme este simultan o preluare a limitărilor noastre și o cedare sau o renunțare pasageră la unele dintre atribuțiile Divinității. Aluzia scânteitoare a întrupării vorbește despre staina unirii Duhului lui Dumnezeu cu Sufletul nostru și umanitatea împlinită și răscumpărată. Îngăduiți-mi să mă apropii de încheiere cu ceea ce scrie Gabriel Iceanu în Cartea Iisus al meu. Despre Iisus nu știu să spun decât atât. E ființa care a suferit cel mai mult din pricina felului în care arătăm noi, oamenii. I-a păsat de noi ca nimănui pe lume. De aici și disperata lui încercare de a crea o nouă stare morală a omenirii, de a ne da alt chip interior. Nimeni vreodată nu ne-a propus o schimbare din adâncuri de o asemenea învergură. Dacă Isus ar mai trăi azi, am fi scandalizați sau fascinați? Oare mai putem noi demonstra că ne pasă că știm ce înseamnă să ne coborăm lângă ceilalți, că armonia dintre trup și suflet nu e o iluzie, că putem oglindi imaginea omului răscumpărat și împlinit. Iată câteva din lucrurile pe care lumea aceasta le așteaptă cu disperare. Și pentru că fiecare articol de credință ne-a înapoi la primul cuvânt, cred, cu care se deschide crezul, Îngăduiți-mi să mai citesc doar ceea ce spune Miroslav Wolf. Fără identificarea personală cu Isus Hristos, precizarea cognitivă a identității sale e lipsită de conținut. Fără a preciza cognitiv identitatea lui Isus Hristos, identificarea personală cu El este o arbă. o ce ne lipsește precizarea, observați cât de suple, frumoase, încântătoare sunt toate rostirile noastre. Sau identificarea. Identificarea mea personală cu el îi oarbă sau îi lipsește conținutul. Credința și mărturisirea în cele din urmă învățăm duminică de duminică coincid. O singură întrebare mai reprezintă vârful de lance al articolului, articolului de azi. Arătăm ca niște gravuri ale Lui Hristos, copii trase după un original, sau ca niște caricatori. Și asta cu atât mai mult în contextul infuziei și a îmbibării de Duh Sfânt în viețile creștinilor care îl mărturisesc. Omul Iisus Hristos scandalizează încă o dată prin întrupare, prin răstignire și prin indiferență. Poate că asta rămâne Dumnezeu pentru biserică, cum spunea Baudelaire, un scandal lucrativ.